Toate, dacă ești chiar așa mama omida, zi-mi, de ce te-am invitat aici? Exact, de ce m-ați invitat aici? Vino mă la masă, așteptă. De data asta ne îmbogățim. Nu râde, că dă lovitură. Da, da. Pe bune, pe bune! Fii atentă, fii atentă! Eu prezint și regizez un concurs de talent. Ah, și v-ați gândit să-mi puneți în valoare talent? Păi, nu mă întrerupe! În sfârșit o să faci și tu altceva decât reclame. A dat Dumnezeu! A dat Dumnezeu! Fii atentă, e un concurs cu un premiu de 20.000 de euro. Noi o să câștigăm concursul și împărțim banii. Noi? Cum adică noi? Jucăm ceva împreună? Eu nu, tu joci. Vezi că i-am convins pe aia din jur că ești cea mai bună voce de pe piața muzicală. Lași mă, nu mai râde, mă vrei să ne audă careva de pe aici? Cine să ne audă? Că nu e nimeni. Lași mă din gură. Ce zici? Domnul regizor, vreți să mă duc acolo să cânt? Da. M-ați auzit vreodată cântând? Nu, da, ai fost la o grămadă de castinguri, la videoclipurile tale. Da? Să fac figurație, nu să cânt. Bine, nu pot să cânt chiar atât de rău. Hai, cântă ceva. Băi, nu mai nerva. Cântă ceva. Eva! Ciobănaș cu 300 de... Ciobănaș cu 300 de oi, când vii și treci cu turma pe la noi. Gata. Ferească Dumnezeu, n-am auzit în viața mea pe cineva să cânte în halul ăsta. Bă, tu-mi distrugi sistemul nervos pe cuvântul meu, mă. Ce n-ai mai fost călcată pe ureche când ai fost mică? Nu mi-aduc aminte. Dar să știți că recit foarte bine. Ce? Frații ai mei din capitală vă sfidez și vă acuz dacă nu veniți cu mine la cules de cucuri. Băi, fată, ăsta e concurs de cântat, nu de recitat. De ce vă enervați așa? Credeți că mi-a fost ușor în viață? Doi iubiți m-au părăsit pentru că m-au auzit cântând în baie. Doi. Nu mă interesează problemele tale amoroase. Da? Până mâine înveți versurile unui cântec pe care ți-l trimit eu. Ai făcut vreodată playback? Pe cum credeți că am trecut examenul de cântec din facultate? Lasă-mă mă cu facultatea ta făcută la seral. Asta e un concurs serios, 20.000 de euro. Tu fă playback-ul, da? Și de restul mă ocup eu. Și pentru că nu știi să cânti, 15% din suma ta îmi revine mie. Poftim? Stați puțin, pe... Dacă nu vrei să găsesc pe altcineva. Nu. E ok așa. Ne vedem mâine dimineața la 10, să nu întârzi. Fii atent. Eu plec. Stai aici. După 10 minute îmi vii și tu. Patronie! Patronie! No. Bună ziua! Ziua bună! O shawarma cu de toate și un falafel. Domnul drag, ce să fac la fel? Ia că n-am timp de glume proaste. Să mi le pun la machet. Dar păi mi-l aș pune și la poștă dacă aș știi ce vreți de la mine. Bă, tu bați joc de mine, mă! Vreau să vorbesc cu șeful tău. Dar păi credeți-mă că și eu aș vrea că de-aia vine. Mă! N-am timp să mă ocup acum de tine, dar nu rămâne așa. La doamne, da. Supărată-i lumea la oraș. Tăticu. Da. Dar auzi că acum se grăbește, dar se întoarce mai târziu. Dar unde e tăticu? Păi nu e așa, nu-și treaba cu el. Mă, vreau să-l întreb dacă n-are ceva de lucru pentru mine. O plecat după cărniță, că nu mai avem, dar să știi că nu e nimic de lucru așa. Nu? Nu. Păi, doamne, și am promis Emiliei că îmi găsesc de lucru. Păi dacă vrei îți dau eu adresa unde să te duci, au vrut să mă trimite tăticu acolo. Căci că au nevoie de oameni la lucru și nu găsesc. E, așa e în țara asta. Fuge lumea de lucru ca de râie. Să mie spui. Și mai ales că asta unde zic eu, îi muncă curată ca de doctor. Doamne, feriu, nu mă duc acolo. Eu nu mă duc la spital, că mie mi se face rău dacă vă sunt. Doamne, nu tu nici că nu la spital. Ia stai că-ți notez adresa aici. Bă, fai ficior ești, mă, Ștefi. Mulțam, fai. Dar fii atent aici. Ia. E colina 4. Te duce aici așa ușor.
foarte mult domnului Gabriel Tomescu. După cum aplaudați, văd că v-a plăcut foarte mult. Chiar dacă a falsat de vreo 4 ori, să știți că a fost cea mai bună zi a lui. Mulțumesc. Mulțumesc. Ajunge. Iar acum, doamnelor și domnilor, revelația acestui concurs. O voce care se descoperă odată la 100 de ani. Poate cea mai bună voce pe care am auzit-o vreodată, nimeni alta decât Emma Leiber! Bine, poate n-ați auzit-o cântând încă, dar să știți că merită să o aplaudați! Muzica, vă rog! Târâi și o șarpe, târâi și o șarpe, târâi și o șarpe, două fire, două paie, ia-ți-o leandra la bătaie și încă o dată, măi băieți, op, șa, 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 hop, șa, șa, două fire, două paie, ia-ți-o leandra la bătaie și încă o dată, măi băieți, hop, șa, 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 șa. Ce se întâmplă aici, domnule Misirianțu? S-a întâmplat ceva cu negativul și încercam să remediez situația. Nu, stimabile! Cu pozitivul s-a întâmplat ceva! Era cât pe ce să cred în toate minciunile dumitale și era cât pe ce să-i conving și pe ceilalți să-i acordăm un premiu duduii tale! Cum îți permiți să inviți pe cineva aici care face playback în modul cel mai grosier? Vedeți că n-a fost chiar așa de grosier. Adică vreau să spun că n-a fost playback. Știi, domnișoara Emma a făcut un blocaj pe corzi. Da? Da. Păi s-a întâmplat și Mariei Tănase. Da? Unde? Într-un concert la Slatina. Ce-ați făcut voi aici se numește escrocherie. Furt calificat, furt pe față. Am să chem poliția. Da, 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 trebuie neapărat dată pe mâna poliției nenorocită asta. Păi vă dați seama că eu n-am făcut decât să bag CD-ul în aparat. Ia mi l-a dat. De unde să știu că nu era negativ? Auzi, mă, dacă vrei să uiți ce s-a întâmplat aici, ai 2 minute și tu și Duduia să dispăreți de aici și să nu vă mai văd niciodată. S-a înțeles? Și banii mei pentru prezentare și regie... Vă rog să trimiteți un echipaj. Emma, Emma, vino cu oce, vino cu oce. Cu cine am onoarea? Hai să mergem. Au revoir. Hai că e groasă. La revedere, iubiților. Scuză-mă, draga mea. Voiam să scap de niște dobitoci. Te pup. Ce farfane, că era pagubă? Da, pagubă. Aia pagubă sună altfel. Nu, no, asta mai mere, asta da, asta da. Hai, e mine și e mine. Bate-mă, soarele, să mă bată! Aurel Tămaș! Relucu! Să știi că la mine în casă numai Tămaș cântă. Țara mea și mândra mea. Sau aia. Gai muri, mor, pune în groapă lume și iar lume. Și aia, balada săracului. După asta nu ți-o pot cânta, că tot timpul vine să plâng. Ce faci aici? A venit până la nepotul să-i înștii cașa. Șeful meu care are stâne, nepotul dumitale. Nu mă, stâna mea, nepotul are grijă de ea. Ai, el și cu mine. Da, ai grijă. Am grijă, nicio grijă, că nu-ți pierd picior de oaie. Dar auzi, dacă te ne-am întâlnit, nu mereu să vezi și noi o pălincă? Nu, nu pot, nu pot să vă. De ce? Nu, sunt capanie.
Dacă am văzut că au intrat combinile în Holder. Nu, mă, nu, nu în campanie agricolă, campanie electorală, mă, candidez la primărie. Păi eu te votez cu două mâini, șeful. Păi nu candidez aici, mă, candidez la oraș, acolo. Păi și eu stau tot la oraș. Unde? La vară, mea, Emilia. Fată bună. O știi? Aha, bine, hai că mă duc după casă. Stai așa, Ioi, o știe pe Emilia. Auzi, dar pentru cine e casă? Bă, pentru aia de la oraș, să ne dăm la săraci acolo. Ce să faci? Ioi, șef, tăt țăran ai rămas. Cu suflet mare. Îți dau că poate m-or vota, ce să faci? Ai grijă să nu te păcălești. Că și la noi veneau tăți de la toate partidele și ne dădeau găleți și ulei. Eu le luam. Și nu votam pe niciunul. Cred că am vreo 6 găleți în pot. Eu acum văd, mă, tu te pricepi la politică. Dar păi cum? La mine în sat, toată lumea venea la mine să mă întrebe pe cine să voteze. Nu mi-așa niciunul din cuvânt. Mă, fără, trebuie, dar fii atent aici, îți fac o propunere. Ia. N-ai vrea să fii imaginea mea în campanie electorală? Dar păi, bine, fă-mi o poză. Nu poză, mă, nu. Vii cu mine la oraș, acotestăm de vorbă cu oamenii, înțelegi? Te și plătesc. Da. Păi cu oile cine rămâne? Cine? Nepotul, cine să rămâne? La mine, viu. No, bun. Hai de mine și de mine. A tare mult am lucrat, n-am uitat. Nici bota asta n-am apucat să o încrustez. Hai și mea. Nici nu se pune problema. Luptăm, luptăm și câștigăm. Știți? Vorba cântecului. Cum? Care cântec? Ăla... Știu că nu contează. Să știți că oricine intră aici la mine vă va susține. Da. Bine. Bine, da. Să trăiți, să trăiți. Aoleo, regizore, dar ce-i cu fața asta de înmormântare? Lasă-mă, patroane, că nu putem să fim toți azi de fericiți ca tine. Nici nu-ți dai seama cum mi-a trecut gloțul pe la ureche azi dimineață. Dar ce s-a întâmplat? Eu sunt de vine că mă hâncăți cu toți de talentații. Dă-mi drogoșa urma, că fac pulcer să mor eu de nătri. Mersi, dar... Stai liniștit, că nu te trece ca aici. Asta e din partea casei și a domnului Varlan. Ce? Ai sponsor? No, eu sunt sponsorul. Domnul Varlan candidează pentru primărie și noi susținem. Și dacă e se ne susține și el pe noi. Vorba cântecului, o mână o spală de alta. Nu-i cântec, e proverb. Și amândouă obrazul. Păi da, cu obrazul fin, cu chelgeală se ține. Obrazul subțire. Aoleo, patroane, zi cine e ăsta? Păi nu ți-am spus, mă, candidează pentru primărie. Mare domn. Bravo, bravo. Mamă, ce față de bidon turtitare. Are, are. Și ia zi, cine se ocupă de campania de electorală? O întreb și eu așa, ca să văd dacă are șansă. Are, 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 că e cel mai bun. Bravo, frate, succes și Doamne ajută. Regizore, bă, regizore, tu te-ai mai ocupat de campania electorală? Hai să zic un secret. Cine crezi că s-a ocupat de campania electorală lui Băsescu? Cine? Manda! Dacă nu eram eu și strategia mea, îl bătea Joana de mult. Serios? Nu știam nimic despre asta. Păi lucrurile astea nu se discută, se fac. Da? N-ai vrea să ocup de campania electorală, domnule Varlan? Nu, chiar nu. Nu mă mai bag în politică, nu. Lume murdară, chiar nu mă interesează. Și plus că m-aș băga doar pentru o sumă foarte mare, da? Păi dacă iese domnul Varlan? Te umpli de bani! Ia spune, ia, hai, spune ce trebuie să facem! Nu știu, chiar nu știu. Păi fii atent, patroane. Are nevoie de o imagine de campanie. Un om simplu și onest. Păi eu! Ei, ești simplu, dar... Tati, cu stau puțin înăuntru, că nu mai pot de cald. Dar pe căldura asta toată lumea bea apă, nimeni nu vrea să mănânci. Asta e! Ștefi, el e! Dar n-am făcut nimic, tati, cu asta afară. Așa mai din gură. El o să fie imaginea lui domnul Varlan. Fii atent. O să te duci pe stradă cu domnul Varlan în campania lui electorală și o să spui oamenilor cât de bun și de onest e domnul Varlan. Ha? E bașat campanie. Trebuie să-i spun lui mămica. Vai, Doamne. Tu, Emilie, ce faci?
faci curățenie? Te-am așteptat toată ziua ca să spun că trebuie, dar trebuie. Dar n-am putut vine mai devreme. Că t-am umblat, vai de capul meu. Hai că trebuie să mă urc să-mi bag picioarele în apă rece. Nu-ți bagi nici în picioare, nici apă rece. Oricum, ligheanul pentru frământat l-am ascuns. Dar altul n-ai? Uite cum stă treaba, Neluțu. E timpul să-ți găsești un loc al tău. Sau să te întorci la țară. Nu mă pot întoarce la țară, că m-am treabă. Ți-ai găsit servici? Normal, de-a dimineață m-am dus la stele, ce bani. Bravo, Neluțu, bravo! Dar asta m-a convenit, Relu la mie, m-a luat de acolo și a umblat, de m-am îmbătat de cap. Cine e Relu? Vai de capul meu, dar tu nu știi cine e Relu? Nu știu. Aurel Tămaș, tu? Ah, actorul. Nu, cântărețul. Zi odată! Nu, ăsta vrea să fie primar la acela oraș. Și apoi m-a luat de acolo să fiu nu știu ce fel de imagine a lui. Și apoi da, m-a umblat, vai, și-a vorbit cu toată lumea. Aurel Tămaș te-a luat în campania lui pentru alegeri? Da, mă. Și te plătește? O, da. O zic că de 10 ori mai mult decât la stână. Nică, mi-a dat și o arună. N-am știut că a început campania electorală. A început, dar... Și tu ai umblat așa, sărăcuțul, toată ziulica. Toată ziua. Mă duc să te aduc ligheanul să-ți bagi picioarele în apă rece? Nu, lasă, mă, dacă e să mă duc să-mi caut loc, mă duc... De unde să pleci, Neluțule? Locul tău e aici. Când mă întorc, îți calc toate iile și le pun în dulap. Amândouă, în dulapul tău. Acum trebuie să plec. Pa! Servus! Domnule Misurianțu. Misirianțu. Pardon. Domnule regizor, credeți că Ștef este persoana potrivită să mă reprezinte în campanie? De ce? Eu mă gândeam la un artist, o cântăreață, un actor. Nu. Eu aș fi ultimul care să vorbesc de rău tagma artiștilor, dar... Fără artiști. Nu. Aștia nu sunt loiali. Lucrează la două capete. Iau și din stânga și din dreapta. Nu, categorii, nu. Ștefi este expresia omului simplu care a suferit și care suferă și care are nevoie de dumneavoastră. Dar pe mine se vede clar că am suferit. Dar și nevastă-mea acasă tot timpul îmi zice, vai ce față de om care a suferit. Da, nu. Da. Și el este... Foarte potrivit pentru chestia asta, pentru că toată ziua e printre oameni. Ia așa urma până la șapte. Nu. Dar nu cred, eu chiar m-am gândit la un slogan. Votați-l pe domn Varlan și o să mâncați tot salam. Nu trebuie, crede-mă, nu trebuie niciun slogan. Le vorbești simplu despre domnul Varlan, ok? Da. Da, e totul în regulă, da? Exact ceea ce-mi trebuie. Perfect. E pe calapodul alegătorilor pe care vreau să mi atrag. Pe cei care nu prea... Da, dar care merg la vot în masă. Da, că... Bine. Ce ziceți? Da, ok, eu zic să ne apucăm de treabă. Hai să facem o baie de mulțime. Stai. N-am discutat de partea financiară, știi? Pe Ștefii îl plătesc eu, iar de dumneavoastră am înțeles că se ocupă socului. Bine, m-am gândit că ar fi fost... Da, bine, ne vedem, ne auzim. Dacă am să ies primar, o să mă fac cetățean de onoare. Da, vă mulțumesc. Hai, vă rog. Mergem să facem o baie de mulțimi, domnul cetățean de onoare. Da. Cetățean de onoare. Știi cine vă spune domnul regizor? Da, e acolo și la spate, vă duc să fac o baie de mulțimi. Domnul regizor, v-am căutat toată ziua, vreau să vă spun ceva important. Da? Ce? Că te-ai trezit azi dimineață în baie cântând ca o privighetoare? Mă fac că n-am auzit asta. Putem să câștigăm bani buni din această campanie electorală. Lasă-mă în pace, nu vreau să mai aud de tine după ce am pățit azi dimineață cu tine. Lasă-mă. E vina mea că nu știu să cânt. Nu mai sunt agentul tău, gata, punct. Vă rog să mă ascultați. Vă promit că o să vă fac să vă răzgândiți. Te rog. Neluțu este imaginea de campanie electorală a lui Aurel Tămaș. Așa, și? Eu vă ajut să conduceți campania și tot ce câștigați facem 50-50. Găsesc și eu ceva de făcut, nu știu, un par piante, fac cafele, mă descurc. Să înțeleg că de data asta mă oferi tu mie un job. Da. Bine. Mulțumesc. Stai. Dacă vrei să fiu din nou agentul tău, 15% din suma ta sunt ai mei.
Poate eu am venit cu pontul. Atunci 16%. Bine. Pa. Hai, Anzu, zi discursul. Eu știu cum am venit să încep. Cum? Aurel Tămaș e un om tare gospodar. Are și o stână de oi. Păi dacă el poate să conducă o stână de oi, cum să nu poată conduce un oraș ca ăsta? Eu am rămas tăt țăranul ăla cu suflet mare, că o dat brânză și caș la oamenii flămânzi. Așa că votați Aurel Tămaș, că vă dăm brânză și caș. Fain. Dar asta cu cașul ar trebui să o scoatem. Știi, se interpretează mintea electorală. Apoi, nu mai zic. Să nu mai zice. Nu mai zice. Nu, te rog frumos, nu mai zice șeful, gata. În regulă, suntem echipă. Asta. Bine, mă, de lucrurile, dar eu nu m-am permis așa, știi? Ai permis. Păi să-ți permiți. Auzi, știu cum am venit să mă duc mai departe? Aurel Tămaș nu a mințit niciodată în viața lui. El încă de la început ne-a zis că de-o muri, ne-o pune în groapă și după 90 ne-o uita. Așa că nu mai știți cu mâinile șolduri. Merge și votați pe Aurel Tămaș. Auzi, Gerule, da. Eu m-am venit să zic și aia cu balada săracului, dar tare mă tem că mie să plâng. Nu. Ioana, ce zici? Da, e genial. Mă întrebam de unde atâta noroc pe noi să-l găsim pe Neluțu. Relu. Domnule Tămaș, da. Avem o problemă. Haideți ce. Dar nu, hai zi, ce? Uitați-vă ce poza a apărut în presă. Când am ieșit la masă, ne-au urmărit paparații și acum a apărut în presă că suntem populați. Ce o să creadă legătorii când o să facă articolul ăsta? Hai, azi de pașe. Rezolvăm sau așa. Da, rezolvăm pe naiba, domnule Tămaș, că n-are marca timp să dezvințăm toate acuzațiile. Să trăiască, domn Tămaș! Vreau să ajutăm să mă rog. Bine, cu presa mai trezut. Ha, nu sunt în presă, am venit în calitate de prieteni. Am venit să vă susținem. Emilie! Dar ce ai fața ce tu? No, e pare mea Emilia. Ai zis că o cunoști. Nu persoană. Emma Lai. Mi-a numit un regizor. Trăiți. De mult am vrut să fac un videoclip cu dumneavoastră despre chestia care zice... Balada săracului! Exact, exact. Că numai săracul știi ce-i sărăcia. Exact. Deci, stai un pic, tu ești regizor, sunt. Da, da. Da. Te rog frumos o cafea la doamna. Da, da, da. Hai, te rog frumos. Ce te rog frumos? Da, nu dau cafea. Păi, lasă, tu te mult zice cafea e bună la cei. Hai, n-ai băut în viața ta așa ceva. Hai să te... Da. Tu ești regizor, nu? Da. Bă, ești sau nu ești? Da, da! La manevre, te pricepi? La orice fel de manevre. Da, deci fii atent aici. Direct. A apărut în presă o chestie cum că eu aș fi cuplat cu șefa de campanie. Dar nu e adevărat, nu? Păi, normal că nu e adevărat. Ziceți. Hai, cum rezolvă? Nu știu, e destul de complicat. Hai, nu pot să fie bine. Te angajez să mă organizez campanie. Da? Da. Evitate să-mi facem. Neluțu, imaginea dumneavoastră, da? Zicem că Neluțu o să fie viitorul soț al șefei de campanie și că dumneavoastră o să fiți nașul lor. Ce ziceți? Băi, dar ce-o pupă gură? Hă? În pauză. A. Eu dat, era de lemeasă. Bă, dar te duce capul, mă. Ioana! Ioana! Hai că s-a rezolvat de bine. Da? Bună! Bă! Bună ziua! Bună ziua! Hai, șefii, trebuie să vă deșgă. De ce? Cum de ce? Trebuie să servești, eu plec. Îmi pare rău, nu pot. Pofti? E sub demnitatea mea. Bă, vezi că răbdarea mea are limite. Dar tipul, dar nu pot. Dita mai imaginea de campanie să apuci acum să fac așa urma. Mă cunoaște lumea. Multă vreme! Dar să nu dai, Dani, cu câștă și imaginea de campanie a lui domnul Varlam. Și eu sunt imaginea de campanie a lui domnul Varlam. Băi, Neluțu, hai să-l vorbim niște lucruri. Tu ești viitorul soț Samioare, iar eu sunt nașul. Dacă nu-i nuntă. Bă, tu ești prost? Eu zic că nu. Bă, du-te și zi-a nevastă cu mine luchii. Cine? Presa, mă. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la conferința de presă, la sediul nostru de campanie, ca să nu niște treci. Ioi tu, dar mândre ești, bate-te, ce ceva! Ce faci, mă, ne simțitule? Vezi, că la noi bărbatul e cocoș în casă. Cucurigu!
dacă mai pun mâna pe mine, o să rămâi fără pene. Ia, ce mândră, Africa! Tu știi ce o să plânge, mărica, când o să vadă ce mândreață de fată mă însor eu? Bă, dar tu ești împit. Stai liniștită, că facem muntă mare. Păi ridică în grei om cordie, nu s-o mai văzut altul. Tu, stai puțin. Dar unde-ai zis? Din la tine câți vin? Mă, eu cred că n-ai înțeles situația. Ia să ți-o explic eu un pic. Domnișoara, cauza nu cu mine. Ea este viitoarea mea fină. Fericitul soț este Neluțul Laiper. Da, tu ai înțeles cine-i Cocoș acum în casă? Cocoricu! Hai da! Să trăiască nașul care împarte cașul! Zău bună! Bună ziua! Domnule Laiper, spuneți-mi, vă rog, cum v-ați spus? Ecu, aci! O veni Helu la mine și mi-a spus... Nu! Bărbații ăștia nu prea dau importanță detaliilor. Țin minte că era o zi frumoasă de vară. Era luna... Mai. Exact, luna mai. Știam că mi se va schimba viața. Nu a venit Nelu să-mi spună nimic. Și Neluțul m-a surprins realmente. Și cum se face că n-aveți accent ardelenesc? Eu? Băi, am studiat un pic la Oxford. Da, puțin așa. Da, o țelucă numai. Un nezul. Haideți să stabilim strategia cu Tămaș. Dar vreau să-l distrugem. Stați liniștit, domnul Varlam, că e ca și mort. L-am prins. Cum adică? Simplu, la faza cu fotografia cu tipa... Nu se poate. A dezmințit. Nu. E nașul fetei. Nu e, domnule, niciun naș. E iubitul ei. Da, l-am prins cu mâța în sac. Ce să mai povestim? Și adică Neluțul nu se mai însoară cu Bocona? Nu, mă, totul e o făcătură, mă, ce n-ai înțeles? Ce n-am înțeles? Bă, extraordinar, băi, frate! Deci Neluțul nu se mai însoară. Fantastic! Vai, și ce m-am bucurat pentru ea. Domn regizor, n-ar fi mai bine să nu mai chemăm și pe Ștefi la dezbaterea finală. Nu se poate, că e imaginea dumneavoastră. Da. Ce? Deci, uitați care e faza. Întrebați-l pe Tămaș când a apărut Neluțul în campanie, da? Și când au fost făcute fotografiile și l-am prins. Ce ziceți? Da. Dar lasă-mă, nu mai ține de mână, ți-am zis că să faci mai public. Așa e bine? Perfect. O ține-o, doamne. Așa e bine. Dar dacă totuși sunt pacă și sunt soară? Atunci te duci de naș. Dașule. Mulțumesc frumos. Nascu-tu, numai așa. Neluțu! Sam, știi ceva? Da, știi ceva? Băi, dar ce frumos să te țupi o bață păcat. Dar pe cum? Mai are vizitări, ai trece până la muntă. Ce? Ce bine, când mi-a spus domnul Varlam că pot să mă vin din aș. Stai, moțele. Da, stai puțin. Ce treabă ai tu cu domnul Varlam? Îți imaginea de campania a dânsului? Ioi, ce tare! Două imagini, una lângă alta. Da. Nu avem voie să vorbim cu concurența. Stați liniștit, domnul Varlam. O să câștigăm detașat. Domn regizor. Ce faceți aici, domn regizor? V-am căutat toată ziua, v-a căutat Tămaș. Probleme? Nu, în legătură cu un contract de teatru. Ce contract? Să vă prezint, domnișoara Emma, o mare actriță. Încântat. Și domnul Varlam, candidatul nostru la primărie. Este contracandidatul Tămaș. Două secunde, că trebuie să... Ce faceți, domnule regizor? Stai. Tămaș, să-l întrebăm pe ăsta, da? Cum a construit blocul fără autorizație? Du-te! Domnul Varlam, nici nu să vă vină, să credeți și să-l dă mai aici în Ierluțu și... Ce șer? Regizorule, ce cauți aici? Ce cauți? Lumea știu de că e. Cine ești, Torico? Frank? Știți pe domnul regizor? Păi mi-a organizat campania. Pardon, mie mi-a organizat. Nu, pățești. Mi s-a spus mie că artiștii sunt neloiali și că lucrează la două capete. Da? Cine v-a spus asta? Tu, Emma, ce cauți aici? Eu... Mai bine spuneți dumneavoastră, domnule Tămaș. Care-i treaba cu blocul ăla construit fără autorizație? A, e clar. E în cârdășie și cu regizorul și cu Neluțul.
până acolo la stână și la partid. Cine? Eu? Dar ce s-a întâmplat? Dar nu știu, mă, Ștefi, câteodată nu înțeleg ce vorbește. Dar nici eu nu mă înțeleg cu mine, Onora. Ia. Voi vă cunoașteți? Dar nu mi-a spus dumneavoastră să mă duc naș la ei la nuntă. Vedeți că suntem victimele unei conspirații? Bă, dar... Aha, bine nu, cracrejizore. Mi-ai trimis bolnaveamul ăsta pe cap ca imagine și eu tăcea intenționat când noi ne întâlneam cu publicul. Dar eu nu v-am propus sloganul Varlam vă dă salam și nu v-a plăcut. Stai liniști, Ștefi, că și eu am propus Tămaș vă dă caș și nici lui nu-i plăcut. Uite, și frumos l-ai spus. Nu, mă, și mai ești pe melodie de-a lui. Tămaș vă dă și caș, hai, 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 alo. Regizorul, te-l frumos, ia Prostovan, ieși așa tare, hai, bine, dar dumneavoastră pierdeți. Hai, ieși. Nu ne-ați lămurit care-i faza cu autorizația pentru blocul ăla. Exact, da. Domn regizor, nu se poate așa ceva. V-am găsit un job din care aveam de câștigat amândoi și ce-ați făcut? Ați dat cu piciorul în el. Draga mea, în politică e plin de orgolii. De-aia nu m-am băgat și nu o să mă bag niciodată. La revedere. Fiatele ăsta. Eu dacă mă duc, o iau și pe Miora? Hai, te rog frumos, ești. Hai, pleacă-te, repede, eu nu m-am întrebat. Te rog frumos, hai. Oare, cum rămâne? Dar tu deși așteaptă-mă, că vin și eu. Auzi că vin. Hai. Dar trebuie să băgăm și varlam. Dimini, mai aveți nevoie? Bun. Păi, Sandu, mergem la o bere? Normal. Dar să mai vorbim și de noastră. Hai. Noapte nu a venit. Dar au zis că vine. Nu mai șed un pic. Și bărbatul în casă. Ce mă? A fost dat... Hai că s-a rezolvat problema. Da? Sigur. Bună. Ce? Nu. Îți bine spus. Ce faci? De ce vrei ochelari de soare? Nu mai am să așezam Neluțul pe ei. Extraordinar. Mă duc să aduc Ligianul din Mă duc să aduc Ligianul. Ligianul să-ți bași picioarele în apă, în apă rece. Acest program poate fi urmărit și pe Prima Play.